Un bărbat de 48 de ani diagnosticat cu COVID-19 a fugit azi noapte în jurul orei 3 de la Spitalul Clinic Republican. Informația ne-a fost confirmată de către Andrei Uncuța, director interimar al instituției medicale. Potrivit lui Uncuța, pacientul a fost transferat de la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă la secția terapie intensivă a SCR acum 3 zile cu insuficiență respiratorie. Starea de sănătate a acestuia s-a îmbunătățit și urma să fie supus testului repetat pentru depistarea noului coronavirus. Deci, în evoluție, de pe data de 25, starea generală a pacientului cu ameliorare semnificativă. El practic nu era dependent de oxigen, deci urma tratamentul, dar deoarece s-a aflat deja în instituția noastră, nu se mai transferă acest pacient în altă parte. Directorul interimar al Spitalului Republican mai spune că pacientul nu s-a plâns de nimic cât timp s-a aflat în spital și nu poate explica gestul acestuia. Mai mult, Uncuța susține că deși bolnavii din secția de terapie intensivă sunt permanent supravegheați, bărbatul ar fi profitat de faptul că ușa era deschisă și a fugit din spital. Din discuțiile cu acest bărbat, s-a plâns vreodată? Nu, era nemulțumit de ceva? Nu s-a plâns nimic. Am dat această întrebare colegilor mei și la orele 9 și la orele 11. Ușa secției n-a fost închisă în mod special, fiindcă oricum personalul medical în anumite situații și probabil că dumnealui a găsit modalitatea sau momentul pentru a ieși din secție. Totodată, șeful inspectoratului de poliție Ialoveni, Pavel Damaschin, ne-a spus că bărbatul este originar dintr-o localitate din raionul Ialoveni. Oamenii legii s-au deplasat la el acasă, însă soția acestuia le-a spus că nu știe nimic despre cele întâmplate. Polițiștii au fost și la benzinăria unde este angajat bărbatul, dar nici acolo nu a fost de găsit. Polițiștii îndeamnă cetățenii să sune la numărul de telefon 0677-20593 în cazul în care dețin informații despre locul aflării acestuia. Și conducerea Ministerului de Interne a anunțat pe Facebook că sunt întreprinse toate măsurile pentru a da de urma pacientului și pentru a-l izola de alte persoane.